Salutări tuturor și bine v-am regăsit dragilor, iată mai și acum vă aduc o nouă sugestie, un nou ritual, fiindcă foarte multe persoane m-au tot întrebat atât pe Facebook cât și pe YouTube ce ar trebui să facă de această lună plină în După cum știm, luna plină este o perioadă mai eliberatoare, când noi vrem să eliberăm, să facem spațiu pentru a ne pune noi intenții la lună, 9. Puteți să faceți ceea ce simțiți voi, puteți să vă scrieți anumite intenții pe o foaie, sau o ardeți sau să aprindeți o lumânare de care simțiți voi, culoarea preferată, uh, care o doriți voi, uh, cu anumită intenție. Faceți așa cum simțiți voi și lăsați-vă ghidați de intuiția voastră. Mie mi-a venit așa instant acest ritual, să îl fac și l-am făcut, și m-am gândit să-l filmez și pentru canal, să vi le explic. Ca să ne curățim aura câmpul nostru energetic uh, și să ne aducem mai multă prosperitate, abundență, să atragem, să fim așa magneții banilor și să fim și mai șarmanți. Și am să vă explic de ce plante aveți voi nevoie. Deci, în primul rând, avem nevoie de o lumânare verde. Verdele simbolizează speranța, un nou început. Verdele simbolizează viața, fertilitatea, uh, ne deschide drumurile. Eu această lumânare verde mi-am scris numele de sus în jos, nu prea se vede pe cameră și am uh, ritualizat-o cu un ulei esențial dacă nu aveți ulei esențiale să o ungeți așa bine cu mâinile voastre uh, puteți să folosiți uh, miere de albine amestecată cu scorțișoară sau ulei de măsline amestecat cu scorțișoară, este bine să o curățați și să o impregnați cu energiile voastre pentru că are un alt efect și devine mai puternică pentru că este o lumânare făcută pe energia voastră. Da, Este bine ca în orice ritual lumânările să fie curățate, purificate, făcute pe energia noastră, ca ritualurile noastre să se îndeplinească. Da? Aprindem o lumânare, aprindem bețișoare parfumate, câte doriți voi, dacă doriți pentru bani, eu aici am mai multe tipuri, dar nu contează, și dacă nu aveți bețișoare parfumate, puteți folosi tămâie sau să prindeți frunze de dafin în ceva e important, să un fum, să purificați acest spațiu, voi să fiți liniștiți, puteți să faceți o baie cu apă, cu sare, să fiți în energie bune, cu gânduri bune când faceți un ritual. Deci aveți nevoie de un bol cu apă călduță, puteți pune apă călduță de la robinet sau apă să o încălziți, undeva la foc și o puneți în bol ca pentru un ceai, pentru că vom face o infuzie, da? Avem nevoie de uh, mărar, mărarul este foarte bun pentru bani, da? Eu am folosit aici și pătrunjelul, pătrunjelul la fel ne împrospătează aura noastră și este foarte bun această plantă, această, acest mărar pentru bani, atrage foarte mulți bani în realitatea noastră. Am mai folosit ierba buena, este un tip de mentă, menta știm cu toții că revigorează, împrospătează, ne curăță foarte bine câmpurile noastre, ne deschide toate ceacrele și ne de deschide inima ca să fim deschiși și să știm cu adevărat să primim poate unii dintre noi nu știm să primim să ne deschidem sufletul către univers brațele așa să știm să primim tot ceea ce ne oferă universul și am mai folosit uh, cuișoare eu le-am pus deja aici în această apă cuișoarele ne aduce un șarm uh, ne face să fim mai plăcuți, ca lumea să se uite așa după noi, ne face mai atrăgător mult mai șarmanți. Da? Punem în această apă călduță toate aceste plante, deci mărar, puteți pune mărar verde din grădină sau mărar uscat, pătrunjelul este foarte important, puteți pune mentă, fie uscată, fie verde, da? pentru că este o apă, Ritualizată, o apă magică și cu ieșoare, da? Dacă nu aveți cu ieșoare, puteți să nu puneți. Puteți să puneți petale de trandafiri, să fiți mai seducători, seducătoare, da? Sau dacă cumva nu aveți un element, puteți să folosiți frunze de dafi, că sunt și ele foarte bune pentru atracție, da? Dar important să aveți pătrunjel și mărar, că sunt foarte bune pentru bani. Pentru a fi deschiși, să ne deschidem canalul <coughs> pentru abundență, da? să fim conectați la energia abundenței. După ce s-a terminat această luminare verde, noi acest bol îl vom scoate undeva afară la lumina lunii. Este bine să-l facem seara, da? spre seara, așa? și acest bol să-l scoatem să se încarce cu lumina lunii, și dimineața putem să luăm bolul, strecurăm această apă și ne turnăm așa din creștetul capului pe tot corpul nostru și ne imaginăm că ne purificăm, că ne curăță de toate impuritățile, de toate blocajele, de toate obstacolele din viața noastră, că accesăm energia banilor în realitatea noastră și veți vedea dacă faceți acest ritual cu credință că în timp foarte scurt, în realitatea voastră, se manifestă foarte multă abundență, fim foarte multe oferte, dar trebuie să avem foarte multă credință ca să ne reușească. Eu acest ritual eu l-am mai filmat mai de mult, este o baie purificatoare bazată pe plante, nimic nu este să spunem așa, foarte ciudat. Nu folosim decât elemente ale naturii și energia lunii amplifică ceea ce am făcut noi. Această apă se va încărca cu energia lunii. Este foarte bine să o scoatem afară, da? Eu vă urez mult succes și ar fi bine după ce faceți voi dușul cu această apă să stați așa 5-10 minute. Să nu vă uscați cu prosop ca această apă să intre în piele și să corpul dumneavoastră să absoarbă această apă, da, purificatoare. Acest ritual poate fi repetat în orice lună doriți voi, atunci când aveți lună plină, pentru a ne reseta pentru un nou început, pentru a ne revigora cu toții. Cu toții avem nevoie de mai multă prosperitate, de a atrage mai mulți bani în realitatea noastră, pentru că trăim într-o lume fizică. Eu vă urez o lună magică să aveți parte de tot ceea ce vă doriți voi și fie ca abundența și prosperitatea să intre chiar aici și acum în viața voastră. Pupici și numai bine dragilor, seară magică tuturor!